Băiatul se naște în energie feminină și fata se naște în energie masculină. Ce înseamnă, de fapt, predestinarea în teoria lui? Este că tu, pe parcursul vieții, faptul că tu te-ai născut în corp de bărbat, nu înseamnă că ești deja bărbat. Pentru că ție, din start, ți se dă un mare examen. Tu trebuie să depășești un mare obstacol. Tu trebuie să arăți că ești bărbat. În ultimii ani s-a spus așa. Și bărbatul poate să emită dragoste. Da. Ok, bun. Nimic greșit. Doar că dragostea la bărbat, conform chakrei care definește acest sentiment, este pasivă. El nu o poate genera. E cel care primește, nu care emite. Da. Exact. Bărbatul nu emite dragoste, bărbatul primește dragoste și o transformă. Și emite cu totul în alt limbaj. Și o transformă și o emite sub formă de siguranță, lege, ordine, protectorat, toate celelalte. Mai iubitor, să mă înțeleagă mai mult. Cum să-l transformă într-o femeie? Exact. Și cum să-l transformă în prietena mea cea mai bună? Eu sunt contrariat, cum și toți bărbații de altfel cred. Adică tu ce vrei, femeie, să stea acasă sau să câștige, să meargă în lume? Bărbatul care a intrat în capcana femeii a pierdut. Este un exemplu foarte frumos în mitologia greacă, când voi spuneți Ulise, noi spunem Odiseas, în drumul lui spre casă, înapoi, în toate căutările lui, a ajuns pe insulă cu niște femei superbe și a uitat să plece. Și el nu ar mai fi plecat niciodată după voința lor. Atenție mare în capcana asta, pentru că bărbații tind către femei. Eu sunt filozoful de serviciu. Bărbatul care meditează în peșteră, deci care stă, să vină sarcina cea bună, să vină momentul cel bun, voi fi pregătit, meditez acum. Bărbatul care meditează în peșteră este nefolositor societății este prin inacțiunea lui. Este necesar, atenție, doar secundă. Dacă este, nu... Este nenecesar societății prin inacțiunea lui. Eu îl numesc generic fătălău.